Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem al nu știu câtelea episod din Clona Perfectă și avem din nou parfumul La Vie Belle, pentru că suntem la sezonul 1 și acest parfum are o grămadă de clone. Am eu foarte multe, mai sunt o grămadă pe care eu nu le am. Așa că, da, suntem la sezonul 1, avem ca parfum original pe La Vie Belle de la Lancôme și nu știu ce să zic, dacă voi credeți că mai are nevoie de vreo prezentare, eu personal cred că nu mai are nevoie, pentru că am spus deja cam tot ce se putea spune despre el. O altă clonă este Luz Adriana de la brandul Verset. Verset fiind un brand asemănător cu Iodeima, despre care v-am vorbit deja, dar am să vă spun și acum pe scurt câte ceva. Este un brand care vinde clone după parfumuri celebre și cred că și ceva de nișă, nu știu sigur, într-un mod destul de asumat și cât se poate de legal. Parfumurile lor se vând atât în farmaciile fizice cât și în cele online, le-am văzut și pe EMAG și cred că cam atât. Se găsesc în variantă de 15, 50 și 100 de ml, iar prețul pentru o variantă de 15 ml este între 16 și 21 de lei. Depinde de unde îl găsiți. Pe această variantă pe care o am eu de 15 ml am dat 21 de lei sau 19 lei. Uite că îmi scapă, vă trec pe aici pe undeva pe ecran că am uitat în clipa asta. Am aplicat ambele parfumuri pe o încheietură și le-am mirosit pe întreaga zi și am descoperit chestii foarte interesante. La aplicare acest parfum este alcoolic, din păcate, ăsta cred că e singurul lui minus, și îi ia cam, nu știu, 3-5 minute să se așeze, apoi mirosul devine asemănător cu La Vie Belle. O mică diferență fiind în faptul că acesta este un pic înțepător, te înțeapă ceva la nas. În deschidere avem flori, trandafir și ceva flori pe care eu sincer nu reușesc să le disting și îi lipsește acel izv de vanilie pudrată pe care originalul îl oferă. La puțin timp, nu știu, cred că 20 de minute, cam așa, l-am mirosit sau hai să zicem jumătate de oră că îmi scap acum exact, apare și vanilia și mirosul este identic, aproape 1 la 1 cu La Vie Belle. Am zis că se simte vanilia, se simte pralina, se simte acel iz floral din spate, deci e exact ceea ce trebuie. Asemănarea, v-am spus, este peste 95%. Singura diferență pe care eu am văzut-o între aceste parfumuri, între original și această clonă de la Verset, este acel iz înțepător pe care Luz Adriana de la Verset îl are în primele minute. Nu mă deranjează acele înțepături pentru că oricum eu nu stau să miros încheieturile când mă parfumez de regulă, dar mie e așa că nu-mi dau seama de ce înțeapă, poate pentru că nu este așezat cum trebuie, habar n-am. La o oră de la aplicare totul e așezat perfect, adică nu mai înțeapă nimic, nimic nu mai este ne la locul lui. Mirosurile sunt aproape identice, cred că foarte greu de deosebit, probabil că un specialist sau unul care iubește La Vie Belle și doar pe ăsta îl poartă să-și dea seama, dar mă îndoiesc, chiar mă îndoiesc că cineva ar simți diferența, pentru că eu nu am reușit să simt nimic diferit în ele. Sincer, dacă nu aș ști exact pe care unde l-am aplicat, și eu le-aș confunda. Pentru că le port în tandem și le miros și nu văd nimic diferit. Timp de 3 ore nu s-a schimbat absolut nimic, doar intensitatea a început după aia să scadă câte puțin. Dar, deși dădea semne că va dispărea în maxim 5 ore, adică eu așa am zis când am văzut că scade intensitatea parfumului, mă așteptam ca mai mult de 5 ore să nu persiste, mare mi-a fost surpriza când după 10 ore încă se mai simțea. Și nu doar că doar el se mai simțea, ambele parfumuri se mai simțeau. Atât La Vie Belle era prezent în totalitate ca de fiecare dată, cât și acesta care, v-am spus, îi scăzuseră intensitatea și dădea semne că nu mai rezistă mult.
În continuare, ele au fost foarte, foarte greu de deosebit. Adică eu chiar n-am reușit să fac acest lucru. Apoi, după acele 10 ore, am făcut baie și automat au dispărut ambele, nici unul nu s-a mai simțit. Și acum să vă zic câte ceva despre verset. Persistența este super bună, 10-12 ore. 10 ore a rezistat în ziua testării, dar atunci când l-am pulverizat și pe haine și peste tot, a dus și 12 ore liniștit. Siajul este extraordinar, iar mirosul, da, este identic cu cel al lui La Vie Belle și da, verset Luz Adriana este clona perfectă, la un preț mai mult decât decent din punctul meu de vedere. Mi-ar plăcea să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați încercat acest parfum de la Verset, Luz Adriana, sau dacă ați încercat orice alt parfum de la ei și dacă ați făcut vreodată vreo comparație cu un parfum original, aș fi curioasă să-mi spuneți în comentarii părerea voastră. Acum eu nu mai lungesc vorba, vă mulțumesc de vizualizare, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, să știu că v-a plăcut și da, să nu uitați să-mi lăsați în comentarii părerile voastre. Vă pup, pa, pa!